Vă salut din nou, columbofili adevărați. Mă aflu în Târgu Mureș, la Covarii, Sobi, un tânăr foarte isteț, un tânăr columbofil, care am înțeles că mi-a zis tata că sunteți columbofil din tată în fiu, din bunic. Din bunic în fiu, aici și tata prezent. Am înțeles că ai vreo 70-80 de porumbei. Ești în tandem cu Iștii, cu vărul tău. Și aici ne aflăm în compartimentul destinat porumbeilor de zbor, da? Anul trecut câți porumbei de zbor ai avut? Cam vreo 20. Și cu câți ai rămas? Vreo 7-8. Vreo 7-8, da. Și până unde? Bă, uite mă, ăsta încălțat, de unde l-ai, mă? Și zborul la tine, prinde-l un pic, te rog. Sobi. Bă, încă așa, voiajor încălțat, n-am mai văzut de mult. Extraordinar. Ia să vedem. Ia să-l văd așa la picioare. Dar cum le-ți așa încălțat? Ăsta de unde l-ai? De la domnul Onișor, am și părinți. De la domnul, adică... tot așa încălțați. Uitați. Uitați și încălțat. De-o zburat. Până unde ți-o zburat? Până în Polonia. Deci o zburat. Ăsta s-a mai rămas. Normal, porumbei, toți porumbei sunt din voiajori și din pescăruși. Deci la început voiajorii aveau și floare în piept și încălțați. Așa știu. Deci ăștia se spui de la matcă câți porumbei e? 12-13 perechi. Tot de la Ioji? Mai am și de la Raica, de la Leviu, o femelă. Auzi, ai dat vreun leu așa pe porumbei sau toți i-ai primit? I-am primit. Cușca cine a făcut-o? Împreună cu tata? Cu tata. Cu tata care săracul a avut un accident, e cu mâna în gips, dar te ajută Dumnezeu și o să treci peste... Nu mai fi supărat. Uite și argintii ăștia, de pe unde e? De la Traica, am avut masculul și femeia de la Onișor. Onișor, așa îl cheamă pe socrul meu, Onișor, numele de familie. Dar el e numele de familie Onișor. Ce am vrut să spun, când i-ai închis și tu, așa, da. Bate tare uliu, produs uliu. Da. Bate tare uliu. Și când le dați drum afară, la primăvară? Așteptăm până la sfârșitul aprilie, nu mai lăsăm aprilie, că deja foarte mult am dispărut anul ăsta în martie, am dat drum. Până încep să oamenii să cumpără pui, că mai prinde din pui de găini și atunci nu mai pun... Mai dă pădure, am frunzea exact, și mai dau păsările exact, ouă. Exact. Aici sunteți înconjurați de pădure, suntem la periferia municipiului Târgu Mureș, reședința de județ. Uite cum se uită așa, cred că și înainte am văzut cu tata, am văzut uliu. Câți pui ai ținut? Câte inele ți-ai comandat anul ăsta? 75 eu și vărul meu tot 75. Da. Bun. Și o să ții, cucul ăsta de unde l-ai? De la Raica. Și-o zburat? Da. Auzi, ai zburat la antrenamente. Câți ai avut? Cu câți ai început? Cam cu 40 și am mai rămas cu 20. 20. Bă, dar aici ai mulți. Ai mai lăsat puișori, așa? Din care au mai venit. Mâncare, ce mâncare le dai, Sobi? Acum numai porumb. În timpul sezonului cumpărăm la sac. Da? Și acum numai porumb le dai? Numai porumb. Am avut mai mulți pui. Da. Dar din păcate coteț am avut din unde am găinile. Da. Și acolo avem un stâlp care cu tensiune mare. Am văzut. Mulți pui au zburat de ieși o curenta și murea pui. Și timp am cumpărat grădina de la vecin și am mutat aici coteț. Și am mutat crescătorul. Voi ați făcut-o cu mânuța voastră? Da. Cu mânuța voastră. Auzi, când vin de la zbor, unde așteptați? Cred că stați cu sufletul la... Da, ce sentiment aveți când vin de la zbor? Cred că poți să mănânci ce ai vrea sau să vizitezi orice oraș din lume, că nu ai așa sentiment frumos, așa? Sunt pe băiat, o venit tati. Nu, când o stai, că mă duc acum repede cu mașina viva acasă. Sunt el, dacă e la serviciu, mă sună pe mine. Tati, o venit ceva. E sentiment, auzi, porumbei și columbofilea ne aduc un sentiment care cei care nu au porumbei nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg. Mă, cei pasionați cu adevărat. Auzi, tratamente ceva le face, Sobi? Da. Pe tine, cum te cheamă? Ioane. Da. Auzi, le face ceva tratament? De vaccinare e vaccinat? Da. De parazitare, respiratorii. Da. Auzi, de unde te mai așa
mai citești, te uiți pe internet. Mai mult ne-a ajutat Ioși. Deci Ioși. Mi-a explicat. Ioși, vă duc. Ioși, auzi, nu e un băiat de milioane, e un băiat de miliarde. Băiat de miliarde. Și aveți aici, sunteți mulți crescători. Pe Raical mai aveți. Da, și ne-a ajutat la început. Da. Auzi, l-am întrebat și pe vărul tău, dacă ar fi să-ți aduci un porumbel, de unde ți-ai aduce un porumbel? Să-ți iei, din țară sau din străinătate? De la ce crescător așa? Dacă aveai posibilități? Nu știu. Așa, crescător mari, știi așa? De prin țară pe cine știi așa, crescător? Păi, de aici, de la noi? Din toată, din România, așa. Din România. Păi. Colegi, deci pe colegi. Cu cine te înțelegi bine? Cu Ioji, cu Ioji, domnul Raica? Cu domnul Raica și cu Levi. Cu Levi, da. Poate pe la domnul Simon n-ai fost? Nu. N-ai fost pe la domnul Simon. Da, uite și asta e femeie frumoasă. Și asta zburată, așa? Da. Femeie zburată, da. E prin țară pe cine, Ioane? Pe ce cu o lumbofil știi așa? Păi... Da. Da, cei mai uite pe internet. Sunt mulți colombi la noi, în Târgu Mureș aici. Sunt domnul Sandu cu Dorel. Da, Sandu Moldovan. Moldovan, da. Da. Eu de mult pe dânsul. Da. Și la el eu, pe Ghiță și... Ghiță, Creț. Creț. De pe el vă mai cumpărați mâncare în timpul sezonului, la Creț, Ghiță. Da. Deci toată iarna le dai doar porumb, așa? Da. Nu te-ai gândit să le ai și un pic de floarea soarelui sau un pic de orzoi? Le mai dăm sau... și din aia. Da? Da. Nu numai porumb. Da, trebuie da, ca să năpârlească. Da. Uite aici și argintiu ăsta. De prin ce e argintiu ăsta? Sau la... trestiu, cum se spune. De la mascul a fost de la Raica. Da? Și femeia de la Onișor. Da. Ia în matcă? Sau mascul ce-o... nu mai, că a fost din 2008, nu mai reproduce. Nu mai reproduce, da. De cât timp țineți porumbei? Ioane, de copil, așa? Eram poate și 8-9 ani, tot la Raica. Făceam curățenie, da. Porumbei acolo la el. Tot de la el, așa, m-a dus și eu. Și tu cam de cât timp, așa? De 2 ani ne-am apucat. De 2 ani v-ați apucat să zburați, așa? Ce ceas aveți? Top pigeon sau da, de care? V8. Top pigeon, da. Ai prietenă? Nu, nu ai. 19 ani lucri, așa? Da. Las că ai timp. Are timp. Auzi, ce vrea așa să ajungi? Ai vrea și tu să ai o cupă, așa? Dacă are un rezultat, să vedem ce. Da, da. Tot ne ocupăm. Dar trebuie să te ocupi. Stai mult pe zi așa la porumbei când... Când am timp, da. Stai așa? Stai. Dacă n-are el, am eu. Stai, da. Ocup eu, da. Auzi, în timpul sezonului, îi duceți undeva la antrenament sau numai antrenament acasă? Deci în timpul să-i duci? Și îi ducem cu flugul. Și noi ducem. Îi duceți? Da. Îi duceți așa la un antrenament? Deci între două concursuri? Îi mai duci sau nu? Deci între două concursuri nu? Numai la începutul, da. Numai la început, da. Și zbor la natural, așa? Da. Îi lasă țină pui la începutul sezonului. Și cum îi zbor? De pe... De pe ouă, de pe pui sau cum, de pe ouă, cum de se pe găsesc? Pui mici, deci da. Nu, cum se găsesc? Se găsesc. Și dacă au pui mix sau ouă, îi bași la zbor? Da. Îi controlezi dacă trebuie să se ouă? Da, sau... să nu pui. Nu pui așa. Te pricepi așa? Uite și ăsta, șaliul ăsta din ce porumbei? Nimă. Păi am avut taică-s-o de la Raica și da? Am mai lăsat un pui. Bravo! O zburat afară, a început sau nu? Da, a început, a da? Zburat. Bine. Cușca, câte compartimente are aici? 3. Deci 3 compartimente. Ai matcă, ăsta pentru ce compartiment? Pentru zburători. Deci ăsta e pentru zburători. Deci ai zburători, matcă și pui, așa? Matcă și pui, da. Bun. Bine. Acum o să mergem să vedem porumbeii de matcă, bine? Bine. Bine, cu stimă.